Cârnații de pleșcoi, pastrama, brânza de capră, vinurile de pietroasele au putut fi degustate și cumpărate la a patra ediție a Festivalului Cârnaților de Pleșcoi. Evenimentul a avut loc datorită perseverenței reprezentanților pensiunii Casa Matei, cărora li s-au alăturat primăria Berca și întreg Buzău. Ne-am gândit să facem ceva care să pună în valoare munca omului, pornind de la crescutul animalelor, de la valorificatul lor, de la pofta de viață, dragostea de petrecere și toate celelalte aspecte. Și atunci, vedeți, comercialul nu a primat. Și de aceea nici în ziua de astăzi, când din punct de vedere financiar e un pic mai complicat, să spunem așa, cu puțin, cu mult cât am avut, am vrut să păstrăm tradiția să mergem mai departe. Ediția de anul acesta se mândrește cu mai mulți producători locali. Noi am considerat că e normal în momentul în care te angajezi să produci un astfel de sortiment, să păstrezi în primul rând rețeta tradițională. Adică numai din carne de oaie, numai cu condimente naturale, usturoi, cimbru, ardei iute, nimic altceva. Și sare, sare fără nicio. Hotdogul de pleșcoi a fost apreciat de cei mici, iar specialitatea maestrului bucătar Horia Vârlan a făcut deliciul vizitatorilor. Casuleul este un preparat care seamănă oarecum cu iacnia noastră românească. E din fasole, fasole cu bob mare, spre deosebire de noi că facem iacnia cu bobul mai mic la fasole, care are berbecuți, cârnați de pleșcoi cu carne de berbecuți, rață tăiată, bucăți mărunte, costiță, țerină, morcovi, ceapă, usturoi, roșii, vin alb de misec, doamne, foi de dafin, babe de piper, cimbru, iar la urmă o să rumenesc câteva crutoane de pâine cu untură de gâscă și le arunc peste fiecare farfurie. Uite așa, ca să mănânce toată lumea. De la eveniment nu a lipsit partea culturală. De această dată, invitații au gustat caricaturile semnate Costel Pătrășcan. Un caricaturist este un moralist. Prin natura lui, el ia atitudine vis-a-vis de lucrurile care îi se par că nu funcționează. Mi-aș dori ca să se întâmple să și îndrept lucrurile, dar mă îndoiesc de lucrul ăsta. Eu sunt mulțumit dacă pot arăta lucruri care mi se par importante. Datorită antreprenorilor care au investit în spații de cazare și în modalități de petrecere a timpului liber, este promovat turismul pe Valea Buzăului. Însă, pentru proiecte mari, sunt așteptate programele autorităților. Se fac eforturi de la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară la Consiliul Județean și sper să ajungă și până la nivel mai înalt pentru declararea vulcanilor noroioși ca geoparc. Lucru care ar însemna o dezvoltare fantastică a zonei. Pentru mai multe informații, vă recomandăm site-urile casa-matei.ro și travelbuzeu.com. Pornind de la pădurile superbe, în care putem avea de la vânătoare căutare de trufe, acțiuni de supraviețuire, tabere de copii pentru așa ceva, până la apele grozave pe care se poate face rafting, până la colinele frumoase pe care se face parapantă și așa mai departe. Sunt lucruri pe care Buzăul nu a știut să le promoveze, deși le are. Și este păcat să nu înceapă să apară pe piață ca un concurent, zic eu, din ce în ce mai serios la ceilalți care sunt deja instalați.